pe care de multe ori, în anii trecuți, n-ați avut ocazia să-l auziți ce spune, nu? În primul rând, bună ziua tuturor! Mă bucur că sunteți alături de noi la această ediție jubiliară a campionatelor internaționale de gimnastică ale României. Suntem la cea de-a 50-a ediție. De multe ori, în calitate de antrenor, ai surprize extraordinar de mari, pentru că sunt gimnaste care se pregătesc foarte bine la antrenament și care, din nefericire, nu reușesc să se mobilizeze sau să treacă extraordinar de bun și poți să prezinți elemente foarte multe și foarte valoroase, ți se cuantifică și poți să ajungi și la plecare din 18. Deci totul depinde de posibilitățile tehnice și fizice ale sportivilor. Avantajează acest cod nou, să spunem, gimnastele mai tehnice? Evident că le avantajează, pentru că este pentru a aborda elemente de referință, care este 10, probabil s-a mers mai mult și pe modelul de la patinaj, și, dar nu știu dacă e un mare. Vorbim despre medalii, nu? Așa ne place nouă românilor să vorbim la gimnastică despre medalii. Și în această situație și nota maximă pe care ar fi putut să o ia ca la o execuție perfectă ar fi fost 14-60, ceea ce ar fi fost oricum foarte puțin dacă vorbești de o medalie. La prima nota de plecare a fost 5-50. La bână urmăriți pe... Cred că este o reprezentantă din Tunisia, Amira Ayari. Da. După ea urmează Leonida. Se pregătește de coborâre, un salt înainte grupat, i-a scăpat piciorul pe bătaie. Probabil trebuia să fie un salt înainte întins cu o întoarcere. Și alte note, desigur, le așteptăm. Vedeți în reluare această bătaie, practic, într-un picior. Se pregătește la... McKee din Canada, ținută frumoasă la sărituri. O săritură simplă, dar o gimnastă micuță. Acum și la fete și la băieți. La băieți au început medaliile de anul trecut de la europene. Au urcat pe podium și la mondiale. Da, dar trebuie să spunem că au venit din Australia, alții din Canada, ceilalți din Statele Unite, dar s-a găsit un sponsor care să aibă disponibilitatea să plătească foarte bine antrenorul. Se spune că Putin a intervenit, de fapt. Părintele ar fi intervenit. 14.40, note la paralele pentru Dominic Peck, Canada. Să întoarcă mai mult. Oricum, un lucru foarte bun pentru Floara e acela că a reușit să concureze pe toate cele patru aparate. Mai are un aparat, e adevărat. Însă am văzut-o la bârnă, din păcate a ratat, dar totuși are o bârnă destul de grea. Probabil că va reuși să pună la punct până la campionatele europene și acele mici ezitări. Floare nu este în echipa pentru europene. Andreea, Izbașa, Nistor, Lăcusteanu și Grigore sunt cele patru gimnaste deocamdată care au fost nominalizate pentru a participa la europene. Se pot face înlocuiri până cu 24 de ore înaintea concursului pe motive medicale. Și cum Floarea e o luptătoare, nici nu mă îndoiesc că nu va încerca să prindă. Și în afară de asta trebuie să ne gândim că mai sunt campionatele mondiale spre sfârșitul anului. Da, campionate mondiale complete, echipe individual, finale pe aparate, a doua ratare pentru gimnasta din Belgia, Henri Chloé, care vine de foarte mulți ani la Ploiești. Da, din nefericire se întâmplă destul de des și aceste evenimente și probabil aceste evenimente demonstrează că gimnastica nu este chiar atât de simplă pe cât pare. Dar să urmărim pe Floare la a doua săritură.